Păi am început în 97. Nu știu ce clasă eram, a 7-a, ceva de genul ăsta, 6-a, 7-a. Și știu că scriam foarte multe poezii atunci. Am scris o poezie sub formă de battle, așa, pentru un coleg. Și atunci cineva mi-a spus că am talent la scris și de ce nu încerc să scot o carte, n-aveam credibilitate în clasa 6, știi? Dar eu eram îndrăgostit de muzica hip-hop și așa am pornit prin Brugner, un băiat care a avut posibilitatea să plece afară, mă alimenta cu foarte multă muzică și am pornit. Începutul a fost, cred că începutul e definitoriu într-o carieră. Dacă nu pornești din plăcere ceea ce faci, și Dani au o vorbă, îi spun că dacă faci ceea ce îți place, nu o să simți efortul toată viața, n-ai cum să-l simți. Și cam așa e. Mă număr până între norocoșii de genul ăsta și îi mulțumesc Dumnezeu în fiecare zi pentru treaba asta. A fost un început greu, totuși, plecând și pe o muzică de nișă, muzica rap, nu prea era comestibil așa pentru radiourile românești, dar o operație pe suflet deschis, prima mea melodie, mi-a deschis câteva porți. Știu că intrasem la Radio Contact în top 50 pe 48 ca propunere și în două săptămâni eram pe 2. No name, fără casă de discuri, fără nimic. N-am urmărit o finalitate a produsului în momentul ăla. Știu că am făcut melodia pentru o gagică. Iubeam pe cineva. Și s-a răspândit peste tot în radiouri și s-a întrebat lumea cine-i Connector. După care am avut probleme mari pentru că provin dintr-o familie modestă. Maica mea muncea la Institutul de Mase Plastice, la Pipera, tata tinichigiu de construcții. Ei mă îndemnau la școală. Taica mea vedea evoluția lui prin mine și atunci el din tinichigiu construcții vrea să mă facă tinichigiu auto. Aici este super tare evoluția, știi? La un moment dat le-am spus că asta este cariera și modul, cred că și un mod de viață în care mă regăsesc. N-am cum să stau departe de muzică și le-am spus, sunteți datori să mă susțineți pe treaba asta. Și am avut noroc de niște părinți extraordinari și au înțeles. Ce să spun, la un moment dat am avut așa o cădere, pentru că m-am lovit de ceea ce înseamnă produs comercial. Nu aveam noțiuni de showbiz. Făceam ceea ce simțeam. Dar am semnat cu casa de discuri Roton. Am avut o strategie de marketing, pentru că fără n-ai cum să reușești. Și am început prin a colabora cu voci cunoscute, lui Simona Naie, nu mai știu cine era atunci. Mai târziu am intrat în Racla. Asta, să zic, a fost prima cărămidă din ce înseamnă construcția mea. L-am întâlnit pe primarul, eu până atunci îl cunoșteam doar de pe casete. El a spus, băi, meriți să fii în Racla. Eu nebunisem în momentul ăla, am zis, wow, nu se poate să fiu în Racla eu. Și am realizat albumul Dexteritate cu un single, 2-in-1, tot o piesă de dragoste. Și știu că era deja imnul liceenilor îndrăgostiți, eram peste tot cu piesa aia. A fost extraordinar, dar tot nu era de ajuns. Probabil că trebuie să ajungi la o maturitate în ceea ce faci ca să te descoperi într-adevăr. Și apropiindu-mă de muzică, încercând să fac instrumentale, pentru că n-avea cine să facă la Racla instrumentale în momentul ăla. A început cu un soft, țin minte că
cumpăram tot felul de CD-uri cu Café Del Mar, Buda Bar, ca să pot să iau sample-uri și să lucrez, pentru că nu știam unde e două pe clapă. Și apoi a urmat o perioadă fantastică pentru mine, o școală efectiv la Urban Records, în studiourile Urban Records, unde am învățat tot ce înseamnă preproducție muzicală și unde am învățat ce înseamnă unde e două pe clapă, ca să mă întorc la prima frază, și a fost o școală extraordinară pentru mine. Mai târziu am cunoscut oameni geniali, absolut geniali. Loredana Groza, la care am învățat tot ce înseamnă comunicare de scenă și mi-a fost timp de 2 ani profesoară, mamă, prieten și așa mai departe, un om extraordinar. Îi datoresc foarte multe. Și restul, cred că îl știți în mare. Burning Love a fost, să zic, hai să zicem, nu apogeul, că apogeul încă nu vreau să-l cunosc, mai am multe de făcut, îmi și nu sună și telefonul, ce scuze? Am să-l închid. Bănuiesc că îl montați, nu? Vedem. Nu. Ok. Da. Dar ca să pot să și câștig bani din treaba asta și să nu mai trebuiască să fac altceva, țin să amintesc că foarte important, ca să-mi plătesc orele de studio, trebuia să am tot felul de joburi dintre astea part-time și știu că am vândut ziare în intersecție, am împărțit pliante, am fost om de Xerox. Mergeam și cu tata la construcții să-l ajute. Orice bănuț, inclusiv alocații, tot ce mai... Deci tot ce însemna finanțe erau pentru închiriat studio. Știu că fără muncă nu prea poți să realizezi mare lucru. Totul rămâne la stadiu de plăcere, hobby și cam atât. E cam 99% transpirație, 1% inspirație. Dar din fericire eu n-a trebuit să separ aceste lucruri și să... Efectiv, este plăcerea de a... Am plăcerea de a munci în domeniul ăsta. Probabil dacă mă pui să fac altceva, nu știu, abar n-am. De-aia spun că important pentru noi toți este să facem ceea ce ne place. E definitoriu. Nu știu. Sfaturi? Sfaturi. Da. Sfaturi... nu știu cu ce să încep. Ce au mers în cazul tău? Mă văd repetând treaba asta, dar chiar consider că este de bază, știi? Și anume plăcerea. Dacă ai plăcere în ceea ce faci, sigur va exista și fructificare a produsului și mulțumiri și satisfacții și succes. Altfel, nu văd cum, știi? Cred că asta este foarte important, dar la un moment dat, cel puțin în domeniul ăsta al artei, am un prieten care spune că genialitatea fără pragmatism este moarte curată. Foarte deștept prietenul tău. Da. Trebuie să muncești. Chiar trebuie să muncești. Zi-mi o carte care ți-a plăcut. Wow, sunt multe. Uite, în momentul ăsta cred că citesc una dintre cele mai tare cărți pe care am pus eu mâna. Se numește Prestigiul Rațiunii și îi aparține unui domn Rădulescu, nu mai știu ce la nume. Este un inginer constructor. Fantastic. Dar cartea mea preferată, de fapt cărțile mele preferate, rămân cele două cărți ale domnului Dan Puric, Cine suntem și Omul frumos. Sunt niște cărți extraordinare și dacă am dezvoltat puțin... Uite, și Rădulescu spune că noi oamenii, de-a lungul timpului, am dezvoltat tot felul de sisteme dintre astea, economice, juridic, politic și așa mai departe, și am uitat să dezvoltăm structura cea mai importantă a noastră, din care face parte și rațiunea. Structura noastră spirituală, noesică. Ne îndepărtăm foarte, foarte mult. Bineînțeles, suntem...
ancorați în treaba asta, tehnologia avansează tot timpul, trebuie să fii la curent cu tot, dar uităm de noi, uităm de cine suntem, cum spune Dan Puric. Cred că e important să nu... Frederic Fanjet e un psiholog francez de succes, contemporan cu noi și chiar are un caz la un moment dat, el a scris o carte, Sensul vieții, și are un caz la un moment dat, un tip Martin, cu un job extraordinar, cu bani foarte mulți, doi copii, familie, deci practic n-avea niciun stres. Era nefericit. Era nefericit, avea o stare anxioasă, era deprimat și descoperă într-un final tipul că, psihologul Fanjet, că de fapt el tot ce făcea era să asigure viitorul copilului lui, dar el nu se bucura de fructul ăsta, adică de copil. El nu stătea lângă el. Și atunci e important să... Uite, chiar vreau să povestesc, are un test foarte interesant. Te rog. Duce la... Se predă unor studenți și vine cu un lighean imens. Și toți se uitau, povestește, că se uitau ciudat toți și... Domn profesor, ce e cu ligheanul? Vă spun imediat. Și ia niște pietre imense și le pune în lighean și zice, ce spuneți? E plin ligheanul? Da, domn profesor, pusese 4-5 bolovânași, așa, era plin. Bun. Băgarea ia pietrișul, o pungă de pietriș și o toarnă. Dar acum? Păi e plin și acum, e mai plin. Bun. Bineînțeles, pietrișul și-a făcut loc printre pietrele cele mari. Ia o pungă de nisip și nisipul la fel. Și-a făcut loc printre pietriș, respectiv printre pietroaie. Și mai departe și un bidon de apă și după aia spune. Ligheanul este viața voastră. Restul trebuie să fie prioritățile voastre. Dacă le puneam invers, sau orice altă succesiune, dădea pe din afară. Ai grijă de prioritățile tale așa cum trebuie ele să fie în viața ta, nu se întâmplă, nu o să ai nicio problemă. Și atunci, pietroaiele cele mari nu trebuie să fie cariera, chiar dacă e una de succes, trebuie să fie familia. Foarte m-am dus la ai mei acum câteva zile, nu i-am mai văzut de foarte mult timp. Duc o luptă în căutare de energie și de alungarea stresului. Pe cuvântul meu, m-am încărcat atât de bine, în 2 ore. Am stat de vorbă cu ei, ne-am pupat, ne-am amintit, ne-am amintit pe pozit. Fantastic! Bravo! Un cuvânt de final pentru cei care vor mai multe de la viață și sunt în căutare de o soluție. Mă gândeam la un citat acum, ca să nu fie o vorbă de la mine, poate că ar avea greutate, dacă spune, nu știu, o vorbă de la Kant. Dar uite, e chiar interesant, un citat de la Kant, foarte interesant, spune: viața asta trebuie să se bazeze pe 3 principii mari. Ce știu, ce pot și ce cred. Deci, aveți grijă că ca să crești ceva, trebuie să poți ceva, dar depinde de câte știi. E foarte important să nu mori un prost în viața asta. Și restul va veni de la sine. Și una așa de la mine, de final, a spune așa. Mulți îți vor binele. Ai grijă să rămână la tine.